Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul pe care îl gestionați în prezent. Mă numesc Marius Popa și sunt manager de marketing pentru Caisului Residence. Mă ocup de partea de promovare și de marketing. Am început anul trecut acest proiect în vara lui 2014, iar în vara lui 2015 am finalizat partea de exterior. Acum lucrăm la partea de interior și la finisaje. Avem două blocuri, iar în total avem 86 de apartamente de vânzare cu 2 și cu 3 camere. Care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus pentru finalul acestui an în ceea ce privește ansamblul rezidențial? Ne dorim să vindem cât mai multe apartamente și să ajungem la procentajul de 50%. Ce segment de piață visează ansamblul rezidențial Caisului Residence? Ne adresăm persoanelor și familiilor care caută apartamente într-o zonă liniștită, într-o zonă retrasă, dar în același timp să fie aproape de oraș. Care ar fi costul unui apartament complet mobilat? Apartamentele încep de la 39.000 de euro pentru demisol, ajungem la 47-48.000 de euro pentru parter și etajele intermediare, chiar pe lângă prețul de listă, prețul la cheie, se adaugă prețul pentru mobilă undeva între 5 și 10.000 de euro în funcție de ce alege fiecare client. Cu ce tipuri de apartamente și ce facilități întâmpinați potențialii clienți? Avem patru tipuri de apartamente la două camere, cu suprafețe între 56 și 60 de metri pătrați și un singur tip de apartament cu trei camere, are 80 de metri pătrați util. Le oferim clienților locul de parcare, supraveghere video, loc de joacă pentru copil, spațiu verde. Care sunt modalitățile de plată preferate de clienți? În cazul clienților noștri, cei mai mulți au adoptat metoda de rate direct la dezvoltator, urmând partea de credite imobiliare, mai ales prima casă. Dintre închiriere și cumpărare, care este varianta cea mai avantajoasă pentru clienți? Ce le recomandați? Cred că pe termen scurt e mai avantajos să închiriezi un apartament, iar pe termen lung, aici mă refer la o perioadă de peste 5 sau 10 ani, e bine să îl cumperi ori cu rate, ori cu credit bancar. Ce soluții de transport public au locatarii din acest ansamblu rezidențial? Momentan avem rețeaua de autobuz de RATB de pe șoseaua Fundeni. E o distanță de 800 de metri până la cea mai apropiată stație, iar aceste autobuze fac legătura cu cartierul Colentina și cu cartierul Pantelimon, iar în Pantelimon e cea mai apropiată stație de metro Costin Georgian. Care sunt facilitățile din apropierea ansamblului rezidențial? Avem acces rapid către supermarketuri, către complexul comercial Carrefour Corentina și Dragonul Roșu. Spre Pantelimon se ajunge foarte repede către Piața Delfinului și Mega Mall. Există parcuri, există o școală și o grădiniță aici în cartier. Sunt multe facilități. Cum vedeți dezvoltarea zonei în care se află complexul rezidențial Caisului Residence? Noi credem că o să se dezvolte această zonă și o să se construiască din ce în ce mai multe locuințe, mai ales case. Ce așteptări aveți pentru anul următor în ceea ce privește piața rezidențială din capitală? Sperăm să fie o creștere atât a clienților cât și a ofertelor din București. Ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Le spun că dacă au nevoie de interviuri și de noutăți din piața imobiliară, să acceseze cu încredere site-ul noastră. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc!